Ana Maria Prodan, noi declarații despre presupusa amantă a lui Laurențiu Reghecamp. O voi găsi. Ana Maria Prodan nu divorțează de soțul ei. Ce spune despre presupusa amantă? Lumea showbizului a fost dată peste cap după anunțul că Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecamp ar urma să divorțeze. Cei doi sunt împreună de 15 ani și formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. În presă s-a vehiculat că motivul divorțului ar fi o altă femeie care a apărut în viața soțului ei. Celebra impresară a negat atât zvonurile legate de divorț, cât și despre amantă. Ea a mărturisit că dacă va afla că soțul ei o înșală, ea o va găsi pe amantă. Eu, Ana Maria Prodan, nu divorțez. Nu știu despre vreo amantă, dar dacă există, o voi găsi, fie la București, fie la Deva, fie în Dubai. Dacă există această amantă, repet, dar nu știu să existe, dar dacă există, o voi găsi, a spus Ana Maria Prodan. Ana Maria Prodan, după ce s-a vehiculat că a amenințat-o pe presupusa amantă. Ana Maria Prodan a transmis un mesaj dur pe pagina sa de Instagram, în care a clarificat faptul că soțul ei nu se întâlnește cu o altă femeie. Domnilor jurnaliști, mă distrez rău cu articolele voastre la cum mă cunoașteți, eu am nevoie să arvunesc interloc, Doamne Dumnezeule, pai dacă mă supăr așa puțin vă iau în spate și vă arunc ca pe bebeluș în aer, dar uit. Glumesc normal 1. Reghecamp, fe prea mare pe te voi toți. Amente. Reghe. Pai mei prieteni. Tocmai ce explicam că Reghecamp și Prodan au muncit enorm să ajungă unde sunt azi. E firesc să nu integeți. Când ajungi atât de sus, nu ai voie să greșești. Dacă ai greșit, te-ai distrus. Iar Reghecamp nu e purtător ilegal de creier. Amenta. PTC. Să ne facă curatenie prin baie. Mai. În familia mea sunt reguli creștine în primul rând. Cuplul este făcut din doi. Oricine greșește plătește. Așa am crescut eu și așa am învățat de la tatăl meu. Oricine greșește din familie plătește. Ghinionul vostru este ca la noi, nu greșește nimeni. Bărbații care au amante nu au nici în capul de sus, nici în altele nimic.